Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou live aici alături de Robert. Și Robert alături de mine. Bine, salutare și bine v-am găsit la... Cum a zis? Live. Normal. Uitați primul meu videoclip că n-am și facecam. Ok, primului videoclip și da, vechiul nostru joc, adică Standoff. Da. Amintiri din copilărie. Și eu. Nu e corect niciodată. Știu. Foarte sniper tragic. Pentru că e zlapă, te aștepți cum de la trecut. Băi, deci urât. Dar oricum nu mă oftic. Pierdem, de exemplu, noi nu suntem candi să dăm cu ca lectură, înțelegeți voi? Adică, frate, înțeleg, te enervezi. Înțeleg, te enervezi, frate, dar nu cu el, el dă cu pumni în tastatură, frate. În masă, în ce de el, dar dă. Lectură. El și codex. Ce să zic? Tu m-ai omorât pe mine, eu pe tine, doamne. Dar se zice headshot. Cum zici tu, se zice headshot. În fine, omule, învață și tu engleză. Shit! Bă! Du-te, du-te! Dar de ce dau într-una numai pe lângă tine? Fără țintă, ți-am dat un cablu pe aia. Dai un dita mai headshot-ul fără vizor, fără stâlț. Da, așa la nimic. Sunt doi headshot direct. Eu așa am făcut odată într-un meci. Am dat la nimereală fără țintă și pur și simplu i-am dat unul încă. Oooo, sunt la doare. Nu e pușcă, e tot sniper. Salut! Am o pasiune pentru pensul. Am o direct în cap, boss! Și fără vizor, fii atent. Îmi pare rău. Condoleanțe. Știu, am un joc. Deci, vă rog eu frumos să dați like și să vă abonați mai mulți pentru headshot-urile care îi le dau fără
Vizor. Și la mine. Cum se face că cu vizor nu îți dau, dar cu, dar fără vizor îți dau? A? Cum se face? Îl văd. Bă, dar tu mai joci măcar? Da, da. A, da. Tu? Da, tu te enervezi după 23 de ani. Ești. Tu mai omor dacă de două ori omuleta, mă omor de nu știu câte ori. Cum adică să mă enervez? Păi, eu mă enervez că nu sunt expert la ce. O, de unde ți-am dat? Nu cred! Băi, nu cred. Deci nu... Ia luneta după mine, băi. Direct la grlej. Grlej! Nu grlej. Bă, dar nu mai acum. Fratele mele. Mamă, ce mi-a dat.